Ne-am întors în studio după ce am ascultat o sesiune de muzică, multe recomandări de la Chill Brothers. Să vorbim și cu tineretul acum, că ne-am întors cam mult în timp. Back in the days. Da. Doar o secundă intervin. Te rog, De ce am ales piesa asta de la Gruhu? Așa. Că am ales în primul rând că-s preferații tăi sau unii preferați, nu, da? Unii, că avem, 500, da. Da, avem, avem sacoșa plină, da. Așa. Și pentru că titlul e interesant, Suspended in Time, știi că trecut vreo 20 de ani și suntem cam în aceeași stare de când registram. Da. Deci rap-ul ăsta ne ține vii, cum ar veni. Bă, și din păcate îmi povestește lume care se mai începe la show-uri și care i-a văzut live, oamenii sunt regretabil de slabi live în 2019, adică au trecut anii destul de urât. Uite, versus M.O.P. care m-au crăcănat, m-au spart. Da, da. M-au spart deci, de două ori. Deși și eu i-am prins pe M.O.P. în Cehia la festival și nu prea mi-a plăcut. Aici unde am văzut? A fost un festival ăsta. Eu la camp i-am văzut. Militare acolo, la Turbo Hale i-am văzut, da. Da, păi acolo au fost ca pe CD. Da, sper deci... că nu erau pe CD. Deci, Bran, se poartă în ziua de azi. Da, hai, spuneți-mi ce faceți în timpul liber, că uite-am spus SSL, că vă ocupați cu sportul. Da, facem, tragem de fiare. Așa. Suntem antrenor personal și eu și el. Așa, și de fete sau doar de băieți? De toate națiile, de tot ce se poate, nu? Păi și cum... Nu fac discrimări. Cum îmbinați asta cu muzica? Vă ajută? Păi, sunteți mai fresh? Se îmbină destul de bine. Plus că trebuie să arătăm și noi bine, nu? E vorba de loc, e vorba de capacitatea toracică, în primul rând. Da? Sănătate. Sănătate. Arăți mai tânăr la poză, știi? Chestii de astea. Ajungi la emisiune? Da, corect. Să stai în ploaie? Da, băi, poți să stai în ploaie fără nicio problemă. Avocatus, zi. Ți-am pus-o în latină. Ce să spun? Cam asta facem, facem sală, tragem piese, încercăm să ajungem cât mai sus pe fiecare zi ce trece. Păi mă, și cu piesele cum faceți? Vine ideea la sală, ești acolo, pe rampă, direct. Ne vin idei peste tot, adică... Și când tramvai, și da, metro, și când te culci înainte să pui capul pe pernă. Băi, fii atent cu întrebarea. Faptul e că ascultăm și muzică multă. Deci când îți vine ideea, o scrii sau o ții minte? Cel puțin scriu măcar duma care mi-a venit în momentul ăla ca să știu ce am de făcut după aia. Că poate o uit, poate mai trece timp, poate nu știu ce. Așa o scriu, o am și când o văd în notiți, mi-aduc aminte. De aia și când ajung la studio. Adică când ne vine o idee, clar. După aia se închide 4 ore singur în studio. Și trag 100 de duble la o voce, după aia le șterg că nu-mi plac. Da, uneori iese, uneori nu iese. Asta e, mergem înainte mereu, ne perfecționăm. Dar sunteți perfecționiști când trage sau? Da. Suntem. Sau vine Cristu și ce, bă, vedeți că... Suntem perfecționiști și eu sunt pretențios. Mai perfecționist. El e perfecționistul perfecționistului, da. Vine masterul, nu noi venim cu semi-mixul. Trebuie să scoatem calitate, da? Cine produce? Toți. Toată lumea, nu? Toată lumea produce. L-a produs toată lumea. Ok, de exemplu, pe materialele care urmează, pe cele recente pe care le-ați menționat la începutul emisiunii, cine a produs? Am absolut toți. Deci faceți așa cu music supervisorul. Îi ține cu bățul? Da, trebuie să fie. Da, ne-am închis supervisorul. Deci ăla deci, din full metal ține acolo în gamă, în armonie. Despre trebuie să țin tot timpul în armonie că spre diferență de noi el are și o școală. Păi, normal, logic. Dar tu cum te împaci cu rapperii ăștia? Că rapperii ăștia sunt mai energici așa. Ce să zic, rapul mi-a plăcut tot timpul de mic. Și, de fapt, R&B, am plecat de la R&B, am 37 de ani. Am ascultat și eu unul R&B și... Când R&B-ul suna rap, da. Și suna rap, da, e de foarte mare dreptate. Da. Și rap-ul, ascultam și ceva rap. Și acum se întoarce un pic spre R&B. Și... Da, nu știu. Treaba. Sunt. Da, pe acolo, eu fac techno la bază. Ok, poți să vorbim despre treaba asta. Da, dar se îmbină bine muzica electronică. Se îmbină foarte... Hip-hop-ul și cu trap-ul mai nou e o combinație așa. Da, eu am fost surprins să văd că foarte mulți DJ și producători de ăștia din sfera electro sunt former hip-hop heads, adică ei chiar asta ascultau. Ca să ne amintim de fratele nostru, DJ Negru. Așa, exact. Salutări, chiar m-am întâlnit cu el la o petrecere a unui bun prieten de-al nostru, Menelau, probabil știi, așa, și a venit și Negru. A venit cu un crate întreg de funk-uri. Păi... Mai pune și funk? E pentru DJ-aia care mai pune și de pe vinil. Da, exact. Care sunt foarte rari. Te rog, uite, te-am întrerupt. Da, nu mă știu unde eram, dar putem să continuăm. Da, hai să ajungem la partea asta cu label-ul lui Woodchopper. Hai, te rog, bagă despre Woodchopper. Și de ce Woodchopper? Tăietorii de țapinarii. Care-i fața?
Păi nu știu, cred că vine de la numele pe care l-am. Cel mai probabil, frate, cel mai probabil. E de fapt, bine, toată lumea face confuzie. Este cioplitorul în lemn. Nu este tăitorul de lemne, dar nu-i contează, e ok. Este un label independent pe care l-am început acum 10 ani de techno. Okay. Colaborez cu o mare casă de distribuție din Anglia, Cobalt Music, unde sunt o grămadă și de trapper și de artiști foarte mari din toate sferele muzicale. Încerc să, cum să spun, să țin cultura technoului vie și aici în România. Mai sunt și alte label, nu pot să zic eu că sunt eu cel mai wow, dar sunt destul de slab din punctul meu de vedere. Ok. Și atunci, na, am câțiva DJ pe care îi produc, am remixat artiști internaționali, Lana Del Rey, Cristina Aguilera, Cristina Acuarela, da, da, în fine, eu sunt pe altă. Păi nu, e ok, stai cel că noi suntem. Să știi că nu dă oricui managementul Aguilera. Cred. Voie da, să remixe, că e un remix oficial, nu e făcut acasă. Continui chestia asta. E big shit ăsta, să fie remix oficial, să fie și recunoscut de ei, dai seama. Da, îți dăștea în pilă. E clar. Păi și cum se fac chestia asta? Pur și simplu intri în contact cu ei, le cer voie, faci? Da, normal trebuie să umbli pe la birourile din țară, pentru că ei tot timpul te îndrumă și domnule, du-te la birou din țară. Dar la birou din țară, dacă nu reușești... Există birou în țară aici, România, la managementul... Pentru orice label, da. Sony, Universal, licențele sunt Warner... Iar angel la Popi, bineînțeles. Care așa. Sunt... Popi, Murarul, și ceilalți. Da, sunt majorii, să zicem. Așa. Da. Atunci te duci la ei și începi și zici, băi, uite, am și un remix, îți place, nu-ți place, și de acolo mai vezi ce se întâmplă. Revii peste două zile, băi, ascultați. Peste două luni? Peste două luni, poate. Și... poate. Dacă nici peste două luni nu se poate, atunci trebuie să te pui cu parul pe ei. Am înțeles. Altceva... Te duci cu niște băieți, tai niște cabluri cu sabie, așa. Hey, mai glumim, îți dai seama, dar na, trebuie să muncești tot timpul, trebuie să insiști, în primul rând, și ca și copiii toți din ziua de astăzi se insiste să facă muzică de calitate. Nu cantitate atât de mare, cât calitate și un mesaj destul de clar. Da? Pentru mase. Asta cred că e important în ziua de astăzi. Acum, Pit, și cu Advo, voi cum îl simțiți pe el? Așa, îl simțiți suflându-vă în ceafă sau ca și pe un frate colaborator, așa? Nu, noi îl luăm ca tare, adică are dreptate în ce spune. Faptul e că... Dar sunteți de acord? Sunt total de acord, adică sunt total de acord cu ce spune el, cu mesajele pe care trebuie să le transmiți și cu gen calitatea pe care trebuie să faci, dar problema e că acum... Te mai aproape un pic. Problema, zic că acum este, nu știu, toată lumea se chinuie să scoată cât mai multe piese, nimeni nu mai pune accent pe calitate sau ceva de genul ăsta. Asta vă am întrebat și eu. Într-un fel, tu ca om, adică tu ca artist, când vrei să faci ceva calitativ, asta tu vezi că în timpul în care tu te chinui să faci ceva calitativ sau stai să scrii două săptămâni la un text, deja au ieșit trei albume în fața ta. Corect. Înțelegi? Gucci Mane tocmai l-a terminat pe al 75 de mixtape-uri, vreo 12. Mai intră Pârnaie puțin, iar... Bine că la Pârnaie a scris toate 75. 75 de mixtape-uri și... Oricum 75. 24 de albume. Da, da. Și are mai are și compilații, mai are și... Și ăștia scot mult tot afară acum. Da. Și poți să-și cânta și calitativ. O joacă la două albume pan și două mixtape-uri. Ok. Tâmpenia să știi că se întâmplă și la video. Exact cum a zis el. Eu stau ca prostul să filmez un video în 3 zile. E complex. Au să-l montez ca prostul două săptămâni. Exact cum am spus el, în timpul ăsta scoate 1-3 lături. Să pune un artwork și a lovit-o. Da, și te-a spart. Și din 3 ID-uri de astea te-a rezolvat. Deci e undeva ăla, e un pic nasoală treaba, cumva. Vă opresc că trebuie să mai punem muzică un pic. Ne respectăm formatul, structura și neamul și țara și așa mai departe. Ne întoarcem să discutăm cu băieții de la CBR, Chill Brothers Records, și o să avem parte și de, cred că, două piese live, nu ziceați? Una, două? Două. Bine, hai, mai încolo, stați cu noi.